Revoluția fiscală pregătită de coaliția PSD-PNL nu va fi adoptată sub forma unei ordonanțe de urgență. Comisia Europeană a cerut guvernului de la București să treacă măsurile prin Parlament, iar premierul a anunțat că va face acest lucru prin asumarea răspunderii. Mai mulți angajați ai fiscului au protestat și astăzi, nemulțumiți de acest pachet. Opoziția deja pregătește o moțiune de cenzură prin care va încerca să împiedice planul guvernului, însă PSD și PNL au o majoritate covârșitoare în Parlament. Colegul meu, Octav Vasilescu, ne spune când ar putea intra în vigoare măsurile fiscale. Bun găsit, urmează o săptămână crucială pentru pachetul de măsuri fiscale. În primă fază, ministrul Muncii, ministrul Fondurilor Europene și ministrul Finanțelor vor merge la Bruxelles pentru a purta discuții tehnice cu reprezentanții Comisiei Europene. După ce miniștrii se vor întoarce la București și vor prezenta concluziile, premierul Marcel Ciolacu și președintele Senatului Nicolae Ciucă vor pleca la negocieri. Dacă vor primi un răspuns pozitiv din partea Comisiei Europene, vor trimite legea spre Parlament. Guvernul își va asuma răspunderea pentru această reformă în prima săptămână din luna septembrie. Parlamentarii vor putea depune amendamente pentru modificarea proiectului, iar guvernul va decide dacă le ia sau nu în considerare. Premierul va prezenta legea în plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului, fără să aibă loc o dezbatere a reformei. Parlamentarii pot depune apoi o moțiune de cenzură pentru a bloca proiectul în termen de cel mult 3 zile de la acest moment. Dacă nu va fi depusă o moțiune de cenzură sau dacă moțiunea va fi respinsă la vot, atunci reforma fiscală va merge la președintele Klaus Iohannis pentru promulgare. La rândul său, președintele țării poate trimite legea la Curtea Constituțională pentru examinare sau chiar o poate întoarce în Parlament. Dacă va solicita reexaminarea, atunci proiectul va fi dezbătut într-un alt plen reunit. Există și posibilitatea ca moțiunea de cenzură să treacă de Parlament și guvernul Ciolacu să fie demis. Șansele sunt însă destul de mici. Asta pentru că PSD, PNL și minoritățile au 292 de senatori și deputați în acest moment. Opoziția numără 174 de parlamentari. Pentru ca moțiunea de cenzură să fie depusă, ar fi nevoie de cel puțin 117 semnături. Însă, pentru ca moțiunea să fie admisă, iar guvernul să fie demis, ar fi nevoie de 234 de voturi. Adică, opoziția ar trebui să convingă aproape 60 de senatori și deputați de la putere să voteze împotriva guvernului. Dacă executivul va trece de moțiunea de cenzură, estimăm că măsurile fiscale ar putea intra în vigoare după data de 11 septembrie.